Salutare, prieteni! Astăzi vorbim despre cutremurul catastrofal din 4 martie 1977. A fost un cutremur foarte puternic care s-a produs la ora 21 și 22 de minute în data de 4 martie 1977. A avut efecte devastatoare asupra României, cu o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter și o durată de circa 56 de secunde, 1570 de morți, din care 1391 numai din București. La nivelul întregii țări au fost circa 11.300 de răniți și 35.000 de locuințe s-au prăbușit. Majoritatea pagubelor s-au concentrat în București, unde peste 33 de clădiri s-au prăbușit. În seara zilei de 4 martie, președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu soția lui, participau la banchetul oficial oferit de președintele Nigeriei în cinstea oaspeților. După toastul șefului statului nigerian, un secretar român a intrat în sală și l-a informat pe Ceaușescu de situația din țară. Răspunsând calm la cuvântarea gazdei, președintele român s-a așezat și l-a anunțat în particular de dezastrul survenit în România. Banchetului s-a pus capăt câteva minute mai târziu. La început, știrile erau confuze, vorbindu-se despre un cutremur de gradul 10, deci despre distrugerea totală a Bucureștiului. Pana de curent de la București făcea imposibilă orice comunicație. În plus, autoritățile locale nu știau ce să facă pentru că nu aveau nici aparatura necesară, neluând pe moment nicio măsură concretă. După restabilirea legăturii cu țara, Ceaușescu a cerut un raport sumar al situației din țară și a dat primele ordine de acțiune, odată cu un apel către populație. S-a instituit prin decret prezidențial starea de necesitate pe întreg teritoriul României. În timpul nopții, o aeronavă a adus delegația română înapoi în țară. Pe parcursul zilelor ce au urmat, Nicolae Ceaușescu, însoțit de Elena, au făcut vizite în București pentru a evalua pagubele și a calma populația. A dat ordine de a se continua salvarea victimelor, chiar și peste termenul considerat limită de supraviețuire, cu ajutoare de la Crucea Roșie, mai ales câini dresați special pentru astfel de cazuri. Cascadorii și pompierii români au făcut eforturi pentru a salva cât mai multe vieți. Iată mărturia soldatului Mircea Nemigean din București. Eram santinelă pe acoperișul unui important obiectiv militar, adică deasupra etajului 7. Noaptea era destul de luminoasă și de văzut puteam vedea până departe. Numai că odată parcă n-am mai simțit acoperișul sub picioare. M-am apucat însă bine de ceva și cu ochii numai prin prejur să văd ce se întâmplă. Dar nu puteam crede ochilor. Cât vedeam cu ochii, toate blocurile se clătinau și toate clădirile se înclinau de o parte și de cealaltă ca și copacii pe furtună. Prima undă a fost pe verticală. Câteva fracțiuni de secundă a apărut să înceteze, dar apoi a început pe orizontală. Cerul a crăpat brusc, de parcă stătea să se frângă în două. Am auzit detunături îndepărtate, apoi un zgomot înfundat care parcă venea de peste tot, se auzea tot mai tare. Apoi a venit un vânt puternic de era să mă azvârle jos. S-a dus, dar apoi s-a și întors înapoi, de data asta cu miros greu de ars. Și pe urmă s-au stins toate luminile. Pe cer era un arc uriaș de foc, ca și cum s-a produs un scurt circuit în tot orașul. Și atunci am zis, gata, cred că-i gata orașul. Foarte mulți oameni au ajutat din proprie inițiativă la îndepărtarea dărâmăturilor și la salvarea victimelor. Ulterior, apelului prezidențial s-a trecut la sporirea producției de alimente primare pentru a asigura necesarul populației, la restabilirea rețelelor utilitare, apă, gaz, telefoane, curent. Mulți au lucrat ore în șir fără să se odihnească, acoperind mai multe schimburi. Au fost trimise ajutoare din toată țara către zonele afectate. Thank you.
specialiști pe asta.